Frumos și noi ne bucurăm tare mult atunci când platoul nostru este plin de oameni talentați și frumoși. Bună seara, vă spunem! Bună seara! Domnule Maior Oleg Cazacu, vă salut! Bună seara! Și vă invit să ne așezăm pe dumneavoastră și pe domnul capitan, pe domnul Andrei Rabei. Îl așteptăm și pe dumnealui. Bună seara, domnule capitan! Bună seara, mă bucur tare mult să vă cunosc! Haideți să ne așezăm, domnilor, vă rog frumos! Avem de discutat, vrem să aflăm detalii despre acest eveniment de la care v-ați întors recent, dar până trecem direct la discuție, vreau să fac prezentările așa cum se cuvine, dar pentru asta chiar am nevoie de timp, pentru că vreau să zic totul așa cum trebuie. Așadar, domnul Maior Oleg Cazacu este șeful direcției ceremonial militare din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, da. Iar domnul capitan Andrei Rabei este ofițer superior în cadrul aceleiași direcții. Acum putem să procedem la discuție. Cum a fost în Franța? Însă până atunci vreau să le spun celor de acasă că orchestra rămâne în scenă, pentru că după ce vorbim noi, ne mai cântă o dată și o să ne bucurăm de talentul lor. Cum a fost în Franța? A fost destul de interesant. În primul rând aș vrea să specific că în Franța am fost invitați în luna noiembrie. Deci un eveniment foarte important. De ce? Fiindcă a fost aniversarea 100 a carnavalului Chalon-sur-Saône din același oraș, Chalon-sur-Saône, care este în partea de sud-vest al Franței. Am înțeles. Deci eu am zis recent, a fost mai de mult, nu e chiar recent. Ne-am aflat de la data de 20, deci am plecat la data de 18 februarie am revenit la data de 25 februarie anul curent. Așa. De la acest festival. Vedem și imagini chiar acum din cadrul evenimentului. În ce a constat mai exact acest eveniment? Au fost mai mulți invitați din mai multe țări? La acest eveniment au participat 8 orchestre din diferite țări, deci a fost 3 orchestre din Franța, orchestre model al Inspectoratului General de Carabinieri s-au oferit ocazia pentru a deschide acest eveniment împreună cu Orchestra Pompierilor și Salvatorilor din Paris. Deci aș vrea să specific o orchestră cu un nivel foarte înalt profesional și au fost interpretate câteva piese în comun cu toate orchestrele, dar în special o piesă care a durat vreo 8-9 minute pentru deschiderea acestui eveniment atât de valoros pentru Chalon-sur-Saône. Și grandios, cu adevărat. Și grandios, da. Grandios. Domnule capitan, cum este să organizați o asemenea deplasare? Orchestra e compusă din mulți membri. Îmi dau seama că e nevoie de eforturi de toate felurile.
Da, deci efectiv orchestrii constă majoritatea din băieți tineri, care, desigur, noi lucrăm cu ei, educăm, ei sunt bravo, se prezintă foarte bine. Ca orice plecare, cel mai obositor este drumul, ca durat, dar nu este prima plecare. Sunteți obișnuiți? Obișnuiți și am făcut față, așa. Ne-am prezentat foarte frumos, băieți sunt mulțumiți și bucuroși. Care este importanța unor asemenea evenimente, iată, pentru, nu știu, pentru dezvoltarea membrilor orchestrei, pentru renumele orchestrei? Crește profesionalismul băieților, nivelul de interpretare, mai facem schimb de experiență, mai luăm exemplu de la alte orchestre, de repertoriu. Asta e. Îmi dau seama. Trebuie să zic că noi am văzut acea secvență video, era fără sunet, dar acum o să o punem încă o dată, De fapt, e vorba de o reprezentație dintr-un alt oraș, așa, dacă am înțeles bine de la colegii din regie. Dar ideea este că pe unde mergeți, sunteți tot timpul foarte bine primiți. Suntem primiți bine, cred că de aceea că membrii Direcției Ceremonial Militar își dau toată stăruința și se prezintă la un nivel înalt profesional, de aceea și cred că a fost oferită ocazia ca să fie invitată Orchestra Model la acest eveniment și anume aș vrea să specific pentru a participa la acest eveniment a insistat foarte mult comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri, colonel Ștefan Pavlov. El a fost persoana care, chiar cu insistența lui, noi am mers la și, în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc prin intermediul dumneavoastră, fiindcă s-a implicat foarte mult până în ultimul moment ca să mergem și să revenim de la acest eveniment. Aici suntem... Așa, am văzut o scurtă... Da, a fost ceva din Germania, cred că anul 2012-2013. Așa, deci da. mai veche înregistrarea. Ce urmează și cât de des se întâmplă asemenea... Dacă permiteți, aș vrea să specific cu noi la acest eveniment a fost și ansamblul de dansuri Polydance, da, al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și datorită colaborării noastre bune pe care o avem cu acest ansamblu, prezentăm și valorile noastre culturale și naționale. Deci, prin interpretarea noastră și dansurile populare, facem să fie văzută și auzită cultura țării noastre, Republica Moldova. Vă mulțumim pentru că ați menționat acest lucru, domnule Maior, într-adevăr. Conducătorul căruia, îmi cer scuze, vă întrerup, conducătorul care este doamna Zoia Guțu, doctor, profesor universitar interimar și directorul Departamentului Coreografie și Artă Motrică a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Ne pare rău că doamna Băzoia nu a putut fi alături de noi în această seară, dar iată că sunteți dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată. Domnule capitan, poate ne spuneți dumneavoastră cât de des au loc asemenea deplasări și dacă mai urmează una în timpul apropiat? Sperăm să mai fie invitații de astfel. Plecăm des, aproximativ plecare, minimum o plecare pe an. Sunt ani și mai două, trei plecări. Anul acesta vedem. Dacă mai parvin invitații, desigur, le vom accepta. Da, cu mare bucurie. Cum se ține în frâu, să zic așa, o orchestră, model, formată din carabinieri sau orchestra care aparține inspectoratului, dacă zic bine, da, Inspectoratului General de Carabinieri. Ce reguli sunt? Ce trebuie să facă tinerii ca să fie acceptați în această orchestră? În primul rând, aș vrea să specific că nu este atât de ușor și aș vrea să subliniez că este foarte greu de a ține în frâu așa o orchestră dacă nu este disciplină, dacă nu este dăruire de sine din partea la fiecare membru al orchestrei. Dacă nu își îndeplinește fiecare atribuțiile funcționale,
Domnul capitan a specificat că orchestra este tânără. Da, este tânără, dar scheletul și anume forma pe care și nivelul profesional, totuși eu vreau specific, se ține pe cei care au peste 15, chiar și 20 de ani activați în orchestra despre care noi vorbim. Domnule capitan. Da, desigur, suntem o orchestră militară și ne conducem pe regulamentele militare. Este disciplină militară, așa că stăm la nivel. Da. Ne stăruim să fie totul după regulament. Cred că pentru mulți oameni, pentru oamenii simpli, să zic așa, e interesant și poate un pic ciudat atunci când se îmbină aceste două domenii. Atunci când e vorba de muzică și artistism și când e vorba de un domeniu așa atât de strict cum este militaria. Dar dacă nu este disciplină, eu cred că chiar și în viața de zi cu zi, dacă nu este disciplină, nu sunt nici rezultate. Deci vreau să mai spun că se muncește foarte mult. Și până a ajunge la nivelul ăsta, s-a muncit destul de enorm. Nu este ușor n-a fost ușor ca să atingem nivelul ăsta și trofeul festivalului a fost emanat chiar de primarul orașului Chalon-sur-Saône, anume aceste orchestre, și a specificat că orchestra model a fost cea mai bună din acest festival. Și mai greu este pentru a menține poziția și nivelul profesional pe care noi l-am atins. Cred că este cel mai dificil acum, în momentul la care noi suntem. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă felicităm pentru rezultatele frumoase pe care le obțineți peste tot în lume. Și acum o să ne mai cântați o dată. Mulțumim, da. Prin intermediul dumneavoastră vrem să le aducem cele mai sincere, frumoase felicitări cu ocazia sosirii sau zilei internaționale a femeii, Inspectoratul General de Carabinieri, și anume toți bărbații din Inspectoratul General de Carabinieri, din Direcția Ceremonial Militar, venim cu cele mai calde și frumoase urări de bine pentru toate doamnele și domnișoarele din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, din cadrul Direcției Ceremonial Militar și, în ultimul rând, a Ministerului Afacerilor Interne, și chiar pentru toate fiicele, surorile noastre, mamele, soțiile și așa mai departe. Mulțumim la tare, mulți ani și să fiți sănătoase, iubite și fericite. Mulțumim tare frumos!